Salutare la toată lumea. Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Am citit un comentariu mai devreme de la Ramona și nu știu mai cum, că eu am numai arfedalea de bucureștean și că pe toată lumea iau la mișto și că fac și că dreg și bla bla bla. Sunt în aceeași curte unde ați văzut în filmulețul anterior cablu vieții în pom. Și hai să vă mai arăt una. Tot capodoperă distribuție. Nu mai punem de unde iese cablul ăla, da? A fost îmbinat undeva jos aici, de către specialiști. Ia uitați-vă cum arată. Da? Nulul iese pângar pe acolo și avem trei faze. Apă cât cuprinde. Da? Ca să nu zică lumea că știu, ironic, la inconștiențe de astea nu trebuie să fie ironic. Da? Se vede aici, da? E full? Domnul sau doamna inconștientă. Da? E un cablu pe gard. Ca să nu mai zic că băieții care au venit să-l monteze mi-au ciordit pichetul de împământare. Am băut aici un țăruș de împământare, un electrod și au fugit cu el cu tot. Da? Așa se lasă, se dă un pic de bandizolir și se pune punga asta peste el. Cam așa se lucrează. Ups. Cam așa se lucrează la Romanica. Am rezolvat problema. Da? I-am pus punga și ăla e. Yeah, super tare. Da? Deci mi-au furat pichet de împământare. Bătut azi e luni, bătut vineri. Seară să venim să facem conexiunile. Că nu era tensiune aici și au adus ei cablul ăsta. Subacvatic. Și când au săpat groapa asta, stragă cablu, ce să vezi, a fugit electrodă în pământare și cu vreo 5 metri de cablu de 25 de mm pătrați. Da? Așa că nu mai îmi povesti mie că aia era provizorie, aia nu era. Și dacă vrei, te dau pauză și mă duc acum să-ți filmez. Să-l vezi și acum. Că e tot acolo. Da? Mergem să vedem exact care e treaba. Deci v-am zis, s-au tras pe un alt stâlp, un alt branșament și am rugat să mi-l scoată pe ăla de sub tensiune, să nu-l lase pe gardă. Și a zis că nu e treaba lor. Deși pe mașină scrie în el mare doșchioapă. Da? Uite, pe stâlpul acolo, unde e becul, e branșamentul nou. Ăsta e ăla din copac. Vechi. Are, v-am spus, câteva luni bune. Hai să vedem dacă... Avem și tensiune. Avem sau nu avem? Full. Da? Și pe toate trei. Și uite, în partea aia cealaltă era un electrod tot de stat de 2 metri. Trebuie să mai băgăm un pic. Cu cablu de 5 metri. A fugit. Și au săpat manuales pe acolo. Așa că nu mă lua pe mine că sunt ironic, că... Da? Deci când nu ne jucăm cu chestiile astea, mai ales că e un gard de școală. Da? Dacă ție ți se par lucrurile astea funny,
Uite, îți prezint o mânușă de 1000 de volți. Vezi? Hai, pa!